Radu Enășescu, inginerul care și-a descoperit talentul de poet, se află la cea de-a cincea carte. Ultima a avut lansarea sâmbătă la Biblioteca Municipală Ion Barbu. Alături au fost prieteni și foști colegi din perioada în care lucra la uzina Aro. Volumul de poezii, Amintiri din Clepsidră, prezintă gândurile autorului și întâmplările prin care acesta a trecut alături de cei cu care a împărțit 4 decenii de amintiri. Prefața a fost făcută de profesoara Maria Chirtoacă, cea care a făcut și o prezentare a volumului. De aceste poezii sunt numite de poet balade. Da, unele au într-adevăr trăsătura baladei, altele sunt numite așa numai pentru a da coloratul amintirilor prezentate. Avem și un, să zicem noi, început de glosă, dar neterminat. Așa, avem și epigramă, deci mai multe specii literare întâlnim în carte. Poetul trece foarte ușor de la seriozitate, la veselie, la glume, stârnind hazul, folosește multe porecle. Mi-am notat aici, nu știu dacă le mai găsesc, da? Durdun zis aspirin, Maricel zis tomberon. Radu zis jatea. Prietenul și îndrumătorul autorului, Gheorghe Mitroiu, a povestit cum l-a îndemnat pe Radu Enășescu să își dezvolte talentul de poet. Eu am făcut o propunere. Mai. Am mai fost coleg și în Gazeta de Bruxelles. Avea o rubrică, Bulevardul Pardon, unde scria balade. Deci și în acest ziar am făcut parte, am fost colegi, ca să spun așa. Eu l-am îmbrâncit și am spus, măi, fă o promisiune, poți să scoți niște cărți, pentru că Foaia Volantă, într-adevăr, a ziarului, am văzut în el un potențial deosebit și am spus că ar trebui materializate. Uite, acum a scos a cincea carte ca o mașină, ca un ară, nu mai are frână. Merge în continuare și vă avertizez că el va ajunge să scoată foarte multe cărți și o să fac, dacă îmi permite Bill, o mărturisire. El este, la ora actuală, urmează să fie cel de-al 7-lea membru în Liga Scriitorilor de la Cluj și poate reușim, când vom face 10 confirmări din Liga Scriitorilor, să facem Liga Scriitorilor filiala Câmpulul Mușel. Radu Enășescu a afirmat că acest volum este unul al amintirilor din epoca Aro, așa cum îi spune și numele. Dacă v-ați uitat la carte, titlul acesta, Amintiri din Clepsidră, de pe copertă, este un titlu sugestiv, în care, dacă analizați, vedeți că este un personaj care, de fapt, sunt eu, în perioada de tinerețe și acum la pensie. Cele două personaje privesc concentric aceeași clepsidră, un simbol al timpului în care se vede un automobil Aro care se face praf și pulbere, transformându-se în nisip, cum deja s-a produs și în realitatea dureroasă pe care majoritatea de aici ați trăit-o. Aceste două personaje, cel din tinerețe, contribuind prin sertarul cu amintiri, a descoperit acele balade pe care le-a scris la tinerețe, în cadrul firmei cesarie sa, și cu care înveselea colegii de muncă și le dădea o bună dispoziție, necesară în acele vreme în care frunțile multora erau încrețite de griji și probleme. Am încercat să evoc în aceste balade acea lume îndepărtată care a dispărut, și multe dintre poemele pe care le-am scris, balade, multe personaje surprinse în aceste balade, deja nu mai sunt în viață. Și poate că ne privesc din lumele celeste de sus,
și ne admiră faptul că ne amintim în aceste condiții ideea de ei. Autorul Radu Ienășescu a publicat până acum 5 cărți: Bulevardul Pardon, Domn Petrică, Luminii n-a sfințit, Rom Turingia Mon Amour și volumul lansat sâmbătă, Amintiri din Clepsidra.